la 18 ani orice fotbalist își dorește oarecum să pătrundă în Liga a doua, să zicem. Da, da, poate da, n-ai da. Gânduri de Liga întâi. Ce cauți tu în Ecuador la 18 ani? Pentru că a apăruse o oportunitate printr-un impresar, Gică era prieten cu el și a apărut așa de nicăieri. Sincer, am fost la început un pic confuz pentru că nu știam exact despre ce e vorba. După aia a fost vorba de o probă și am zis, ok, nu, zic, să merg acolo, să cunosc, să vedem, să văd dacă eu pot adapta, dacă ei mă plac. Și am fost acolo, am stat 2 luni de zile în probă, da, aproape 2 luni. M-am întors, după care am plecat pentru 1 an de zile, am semnat contractul când m-am întors acolo. Așa a fost să fie. Pentru mine a fost o experiență grozavă. Am învățat o limbă nouă, am avut contact cu un fotbal profesionist. Nu, la noi nu cunoșteam nivelul care era în România, dar îți dai seama că m-a surprins total și nu eram absolut deloc pregătit pentru ceea ce se întâmpla acolo la nivel profesionist. Ce se întâmplă? Adică ce ai găsit? Pentru că am găsit un fotbal de foarte bună calitate, cu jucători foarte buni și am fost surprins, normal, și nepregătit total. Și mi-a luat o perioadă de timp ca să mă adaptez la înțelegerea jocului, la, din punct de vedere fizic eram depășit total. Pentru că, da, pentru că Ecuadorul, toată lumea spunea, domnule, pleci în Ecuador, cine e Ecuadorul? După ce am plecat... Tu, primul român care a ajuns vreodată în Ecuador, nu? Da, primul român. Și european, sunt, cred că și... Cred că au mai fost câțiva după ce m-am dus. A, după, dar cred că am fost ta? Primul european în campionatul lor. Da. Da, și toată lumea spunea, unde mergi tu acolo, la fundul lumii să joci fotbal, că ei acolo să dau jos din copaci și nu era deloc așa, pentru că dacă urmăriți, eu cred că la ultimele 4-5 mondialuri au fost prezenți. Asta ce era? Cam 1998? Da, 1998-99. Cam așa. Da. Atunci 98 am fost, la finalul anului am fost în probă și tot anul 1999 am fost acolo. Primul tău meci, tu te accidentezi grav. Da, da. Într-un derby cu Barcelona-Guayaquil, a fost primul meci al meu la profesionist și mi-a rupt clavicula. Da? Da. Dar ce ai făcut? Ce vreau să... Păi pe vremea aia jucam mijlocaș central, știi? Așa. Și am avut, începuse meciul, nu-ți dai seama, pentru mine plecat din spatele Polivalentei din Craiova, ne antrenam, veneau la meciuri 10-15 părinți. A fost primul impact al meu și am fost super emoționat, normal, cu un stadion arhiplin, 20 ceva de mii de oameni, că atâta locuri avea atunci Capuel, stadionul celor de la Emelec. Se juca marele derby cu Barcelona din Guayaquil și, mă rog, am fost foarte, eram așa plin de entuziast. A început meciul, după 3 minute am avut un corner, cred că 3 minute, nu cred că a durat mai mult. Și am încercat să impresionez, să fac o foarfecă și am aterizat în umăr și am impresionat atât de tare încât m-am operat a doua zi dimineață. Da, și cam asta a fost povestea primului meu meci, după care a urmat o perioadă de chinuri în care, mă rog, m-am operat, am tras ceva cu clavicula asta, pentru că n-a fost operația foarte bine făcută, mă rog, în timp, am durat vreo 3-4 luni de zile să-mi revin. Și pe aia ușor, ușor am reintrat în antrenamente. Deci a fost contactul cu fotbalul mare a fost dur, pot să spun. Da, apropo, ți-a plăcut Ecuadorul? Așa ca... Mie foarte mult, da. Cum era viața ta acolo? Păi am ajuns acolo, mi-au dat un apartament foarte drăguț, mi-au dat cheile de la o mașină și au zis, a doua zi ne vedem la stadion. Nu știam, nu aveau GPS-ul, nu erau Waze. Înțelegi? Și ușor, ușor, de acolo a început maturizarea mea ca om. Și ușor, ușor m-am obișnuit cu un alt stil de viață, climă total diferită, foarte multă căldură, dar oamenii foarte calzi, se aseamănă cu noi cumva foarte mult. Tot un fel de, mă rog, foarte puțin disciplinați, un haos ăsta așa controlat, așa. Și în trafic și pe străzi și ei ca oameni, dar foarte pasionați, foarte pasionali ca și oameni și m-a ajutat foarte mult anul ăla. O mâncare diferită,
De asta pentru mine a fost greu la început, dar după aia, după ce m-am obișnuit, chiar mi-a plăcut să trăiesc acolo, pentru că începusem să trăiesc ca ei, să înțeleg lucrurile, cum funcționează. Și după ce a început să-ți pleacă puci în Japonia, nu? Da, după ce m-am obișnuit cu haosul ăla... Puțin diferit Japonia. Da, puțin mai mult, da. A trebuit să merg în strictețea și în rigurozitatea niponă. Și acolo, tot așa, cred că și schimbarea asta de cultură și de țară m-a făcut tot așa să am capacitatea asta să mă adaptez de la o cultură la alta, m-a îmbogățit foarte tare ca om.